Invitata mea de astăzi este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Este posesoarea unei voci impresionante și a unui temperament pe măsură. Este atât de tranșantă încât poate fi mai tăioasă decât lama unui bisturiu. Soțul ei e iubirea vieții ei, dar a cunoscut celebritatea într-o perioadă în care era cât pe acest să se căsătorească cu un alt bărbat. E o luptătoare, o fire pasională care trăiește totul la maxim. Voi încerca să aflu astăzi care sunt ingredientele din viața ei care i-au adus succesul de care se bucură de atâția ani. Eram cu instrumentele în spate, i-am spus soțului, mă zic, vezi că trebuie să fie portbagajul gol, că mergem și probabil vom avea de cărat diferite lucruri, pentru pomană, pentru cumpărături, pentru ce o să trebuiască. Era chiar pe faleză terasa, groaznic să știi, un episod pe care o să l-ui toată viața mea. Plângeam cu hainele la mână și ziceam, ce fac, Mico, ce fac? Caut haine negre, Mico, în șifonier. Mama fiind o fire foarte pretențioasă, pentru mama nu era bun niciun bărbat, știi? Greu s-a obișnuit cu Liviu, dar finalul a fost, ultimii ani au fost foarte, foarte fain și mama chiar îl iubea ca pe propriul copil. Dragii mei, în platou se află celebra Minodora. Minodora la Max. Bună, iubita mea. Mino, deci nu te-am recunoscut, da. Ești atât de coolă. Frumos. Să folosesc acest termen. Petra zice, mami, ești atât de coolă, tu ești atât Mulțumesc. De cool. Mulțumesc. Ți-ai schimbat, nu știu, imaginea, așa? Da, un pic. Am folosit, doresc acum ca noua mea imagine să facă parte din ingredientul care mi-a adus succesul celor 25 de ani de carieră, că spuneai că ești interesată care este ingredientul. Și ingredientul pentru o carieră de succes, din punctul meu de vedere, este seriozitatea. Și atunci, în ultima perioadă, adopt un look de serious woman, de femeie serioasă. Nu că n-aș fi, doar că sunt un pic mai aiuritică eu așa și tranșantă, cum spui tu și cum spune soțul meu, ce îngușă și încăpușă și nu prea mă prinde termenul de diplomată, știi, soțul meu îmi spune întotdeauna că ar trebui să fii mai diplomată și că de cele mai multe ori, draga mea, pe dreptatea ta pierzi. Pentru că mă repet, când am dreptate, am senzația că mă fac înțeleasă mult mai bine și așa. Și tu arăți excepțional și vreau să te felicit pentru tot ceea ce faci. Mulțumesc. Vreau să te felicit pentru faptul că ai atitudine atunci când oamenii frustrați spun diferite lucruri vis-a-vis de tine sau de familia ta. Îmi place atitudinea ta, urmăresc și țin-o tot așa. Mulțumesc. Eu îți sunt alături și dacă ai nevoie de ajutor, cheamă-mă să te susțin. Mulțumesc mult, o să țin cont de asta. Te poți baza pe mine, adică știu, dacă e vorba de dreptate, eu o iau așa ca... Da, ne asemănăm la partea asta, așa este. Apropo, vorbeam și în intro și ai spus și tu despre succes, că de atâția ani tu ești în prim plan. Eu n-am sesizat vreun moment în cariera ta să ai, nu știu, un eșec, o cădere. A fost. Mie mi s-a părut că ai fost, cel puțin nu știu dacă s-a văzut, ai ținut sus ștafeta. Am avut o perioadă în care nu mă regăseam, imediat după ce m-am despărțit de băieții la maxim, că noi eram Minodora la maxim cu cei doi băieți care făceau partea de rap a formației și eram foarte gras, aveam 98 de kilograme, nu mă mai regăseam. Nu mai plăcea nici cum arăt și nu găseam nici haine, în afară de câteva branduri în România nu găseai. Nu mai reușea nicio piesă. M-a ajutat Dan Diaconescu să mă reinventez și să... Cum te-a ajutat? Dan Diaconescu m-a ajutat realmente să revin și să-mi reiau, să-mi dau cele două palme de care spunea mama mea, Dumnezeu să odihnească. Fato, dă-ți două palme și revinoți. Și cele două palme le-am primit cu ghilimele de rigoare, da, da. Bineînțeles. Am fost invitată la Dan Diaconescu în emisiune. A făcut, eu nu mai apărând de o bună perioadă de vreme după ce m-am despărțit de băieți și ne reinventându-mă și ne venind cu o nouă melodie sau cu ceva, s-a gândit Dan Diaconescu să-mi facă o invitație prin care să spună telespectatorilor. Am invitat-o pe Minodora, Remember, anul 2000 și toate hiturile ei, vi le aduceți aminte, ce părere aveți, invitata noastră, Minodora, în platou. Eu neapărând, mă repet, de ceva timp și
nefiind așa acolo unde trebuie. Însă Diaconescu spusese, Minodora, stai în platou o oră și un pic, ceva, cânti hiturile tale și pleci. Hiturile cu care tu te-ai consacrat și vei putea pleca. Asta se întâmpla, să spun așa, nu știu, probabil orele 22 seara. Așa. S-a făcut, draga mea, Cristina, cred că vreo 3-4 dimineața și n-am putut să mai plec din platou. Tu erai tot acolo. Da. Datorită oamenilor. Oamenilor din spate. Te trimiteau mesaje în direct, da, și lucrul ăsta oamenii, te-a mobilizat. Deci, da, oamenii. Dan Diaconescu m-a chemat și a făcut... S-a format cadru cum ar veni. Da, da, însă publicul mi-a dat seama că nu am voie... M-a făcut să-mi dau seama că nu am voie să renunț, că nu am voie nici măcar să-mi treacă prin cap această idee de a renunța sau de a mă lăsa bătută. De a mă da bătută. Minodora, am crescut cu melodiile tale. Diaconescu a rămas extrem de impresionat. Azi nu se poate, atâtea mii de mesaje. L-am rugat ulterior să-mi dea mesajele și erau pe format de A4 foarte multe, așa, un teanc de mesaje cu lumea care îmi spunea că mă iubește și că dorește o nouă melodie lumea și așa m-am dus acasă de fericită și am mesajele alea toate și când am văzut oamenii, deci oamenii sunt minunați. Și mi-am dat seama că nu am dreptul să fac așa ceva, că oamenii au plâns cu melodiile mele, au râs, s-au bucurat. Unii și-au trăit anumite momente importante din viață pe melodiile tale. Realmente, da. Ăla a fost momentul, deci asta... Declicul. Că da, că spuneai că nu am avut în carieră, am avut. Am avut, nici nu mă mai vedeam frumoasă, mă vedeam umflată, mă vedeam buhăită, mă vedeam... Tot timpul te-ai luptat cu kilogramele. Da, tot timpul, de mică. Eu la 2 ani eram grăsună, tot așa, aveam o față rotundă și un cap rotund datorită părului creț. Cum e Petra, da. Care este excepțional, o iubesc, ca capul ăla, deci mai capul vine să-l mănânc. Mulțumesc. Eu eram, dar de ce eram toată rotundă? Pentru că eram și tunsă scurt și atunci părul era și părul rotund. Cuinele, știi? Da. Deci era mobilă. Dar mă iubea toată lumea, așa grăsună, pofticioasă am fost toată viața, adică dacă văd ceva trebuie să gust, să bag mâna neapărat. Ei, aici avem apă plată și cafea. Am văzut foarte bine, m-ați așteptat grăzav. Atent! E ok, am mâncat niște covrige pe drum, pentru că până la ora asta, care e deja o oră, da, n-am apucat să mănânc nimic, la cafeluță am servit, eu mănânc dulce la dimineața, la cafea, 2-3 biscuiți și aia i-am servit. Dar de atunci nimic, 2-3 covrige acum pe drum, dar nici nu mi-e foame așa foarte și tare. Practic faci foamea ca să ai silueta, că ai o siluetă de invidiat acum. Nu fac foamea, am un supliment care mă ajută pentru tăierea apetitului. Și deci nu mai am poftă de mâncare, mă mulțumesc cu puțin, însă nu mi-a dispărut ticul ăsta de a gusta. Din orice ți apare. Mie îmi place bucătăria chinezească foarte tare, pentru că sunt toate pe masă, știi? Uh-huh. Deci eu sunt genul ăla de persoană, însă eu adopt chestia asta cu bucătăria, cu masa plină, cu de toate, și la bucătăria românească, da, și la orice bucătărie. Îmi place să văd masa cu de toate și acum doar gust. Mă mulțumesc cu doar gust, pentru că îmi place să mai servesc și un pahar de coniac bun sau un vin bun, ceva bun, pe lângă și alcoolul în grașă. Oho. 100, un pahar de vin, 125 de calorii, un pahar de știu, le știu pe de rost, da. Mai, dar sport faci? Fac, acum n-am mai făcut ultima perioadă pentru că am fost necăjită, am pierdut-o pe sufletul meu, mi-am pierdut sufletul pereche. În august și nu mi-am mai ars banda, am și strâns-o, am băgat-o sub scară. Intenționa am inițial să mă mai apuc să fac bandă, îmi place să fac și am și o bandă care se înclină și mă ajută, e ca și cum urc pe munte și îmi pun și greutăți pentru început, până mă intru în sistem așa, o lună, două, îmi pun de 500 și de 500 de kilograme la picior, greutăți din acelea cu... De grame. Cu sky și în mână îmi țin și fac, știi, și urc, deci fac efort, știi? Și ridic și viteza și așa, după care pun chiar de un kilogram și un kilogram la picioare și în mâini și fac. Da, n-am făcut, pentru că n-am dispoziție, n-am. Și ai pierdut-o pe mama ta, da. Nu te-ai așteptat. Nu m-am așteptat, totul s-a început să se întâmple din aprilie. În aprilie am primit un telefon că a găsit-o tata cu capul căzut pe masă, s-a dus până în curte, că ei s-au mutat în ultimii ani. La casa bunicilor mei au restaurat-o și stând la etajul 4 la bloc dintotdeauna au restaurat căsuța,
că era cu toaletă în curte, cum era pe timpuri, am făcut baie în casă, au pus pe picioare casa și s-au hotărât să trăiască la curte, stând o viață la bloc la etajul și la etajul 4 și s-au stabilit acolo. Și tata se dusese să cumpere, să aducă niște lemne din curte, o plasă, le aduce cu plasă așa și să facă un pic de căldură și a găsit-o pe mama căzută pe masă cu capul. Leșinat. A făcut un atac cerebral. Atac cerebral. Atac cerebral și a revenit în 10 minute din atacul cerebral, însă cheagul acela de sânge s-a oprit la intestinul subțire. Și a făcut infart la stomac, așa se numește, infart la intestinul subțire, pentru că infart se poate face la orice organ. Asta s-a întâmplat în august. În aprilie. În aprilie. Și din aprilie au fost numai probleme. Ea era și diabetică, și cardiacă, și cu tensiunea, un cumul de... și cu plămânii, pentru că a fost fumătoare o viață. Și am tot tras. S-a făcut pentru o perioadă bine. Eram extrem de fericită. Am o poză aici în telefon, că am plecat acasă fericită că a reușit. Pentru că cu operația am ajuns... Operația de intestin subțire a fost salvată în ultimul moment. Mi-a ținut-o foarte mult la spital și nu s-a intervenit și a pierdut marea parte din intestinul subțire. S-a putut salva decât 40 de centimetri de intestin, din 6 metri cât are un intestin, și îi se dedusă atunci șansa de 1% să supraviețuiască cu 40 de centimetri de intestin. Și a reușit să fie salvată și am plecat acasă fericite, deși ni s-a spus că, atenție, oricând este posibil să facă din nou un nou atac cerebral. Și așa s-a și întâmplat. După o lună de zile a refăcut acest multiple atacuri cerebrale chiar în mijlocul creierului și operată deschisă și pe creier și greu. Greu. Tu ai fost foarte apropiată de ea. Da. Și... din ce am mai citit și m-am documentat, când ai început tu să cânti, ea mergea cu tine, nu? Ea a fost impresarul meu, ea și-a dorit, ea a spus, copilul meu cântă, copilul meu este talentat, copilul meu merită să fie auzit de publicul nostru. Copilul meu chiar merită și se dădeau prin festivalul pe unde mergeam, ori dădeai șpagă. Ca să te primească acolo, da? Ca să iei premii. Ca să iei premii, așa. Știi, deci puteai să cânti foarte grozav. Sau mai era invitată și pe la cameră, nu s-a dus mama la cameră. Păi copilul meu e mic. mamă, a avut-o. Era răzbătătoare, așa, foarte, da? Foarte, foarte, tot pești ca mine. Și cel mai mare critic al meu, și dacă, de exemplu, mergeam într-o emisiune și intram în emisie obosită, și în momentul în care sunt obosită, nu prea mai leg vorbele cum trebuie, știi? Și mă poate scăpa mai rar, dar mă poate scăpa și un dezacord gramatical. Și prima persoană pe care o sunam când ieșeam din emisiune era ea. Și dacă nu eram ok, îmi zicea, fato, auzi, te rog frumos să mai pune și tu mâna pe o carte, să-ți mai dezvolți vocabularul, că nu mai ai vocabular, nu mai știi să vorbești. Ce înseamnă asta? Bașca, ai făcut și un dezacord gramatical? Păi, Mico, eram obosită și dacă n-am fost coerentă datorită oboselii și așa. Dacă ești obosă, stai acasă, dragă. Stai acasă. Te mai duci niciunde. Da, foarte. Dură. Mama, n-a fost o cioară care și-a lăudat puiul. Ai fost ok, ai fost ok și îmi spunea bravo, mami, și așa. Și dacă nu, știi, pe românește vorbind, ca să nu dau mot amo, zicea, ai fost de torahatul. Când spunea, ai fost de torahatul, da, ea zicea, bă, normal. Și mai bine mă omora. Decât să zic, da, așa. Da. Și în august s-a întâmplat nenorocirea. S-a întâmplat pe 12 august, mă duceam la Saturn să cânt, pentru că eu de la 1 iulie am început să cânt în contractele mele pe litoral și sora mea a zis, după ce am stat o lună jumate cu ea, în prima parte din aprilie, am stat la Timișoara, la un hotel, și aveam grijă de ea la spital și când sora mea acolo am stat. De la 1 iulie, când s-a întâmplat din nou să o ducem din nou spre spital, am dus-o în iulie din nou, a stat acasă o lună cu intestinul acela de 40 de centimetri, mic, tot ce mânca, se ducea în colon, 10-12 scaune pe zi, extrem de greu, medicamentația pisată, toată alimentația sub control, să mănânce foarte mult, să rămână ceva și în corp, carențe de vitamine, îți dai seama, da, dacă elimina totul, foarte greu. I-am dus copilul la 1
L-am dus pe Marco să-și facă vacanța acolo și cu pianina să studieze. Zic, haide, mică, uite aici, fericit, am adus băiatul. Să mai pun, mă gândeam un pic și pe picioare să... Și de punct de vedere psihic să fie. Da, da, psihic să așa. Și la câteva zile în iulie, când eu zic, mică, mă duc la mare să cânt, e tot ok, pot să merg liniștită, da, mami, te duci să faci treaba. Ea mi-a spus întotdeauna, mami, nu o să trăiesc cât pământul, cât e lumea. Fiecare dintre noi ne ducem și, indiferent de situație, faci ce e de făcut și dacă după imediat ai de cântat, tu te duci să-ți faci treaba, să nu aud că nu te-ai dus să îți onorezi evenimentele sau ce ai de făcut. Și a spus, zic, plec liniștită, zic, pot să merg să încep să cânt, da, mami, du-te. Ce, la 5 zile m-a sunat ticu că a făcut în pat, că nu, deși ea se ridica, se ducea. Și am zis să mă dea cu cameră și am văzut un pic că era gura un pic dusă și am chemat din nou salvarea și au dus-o și a stat 44 de zile din iulie până în 12 august. Internată, sora mea a zis, sora zice, că noi așa ne spunem sora, sora zice, nu mai veni la Timișoara să mai stai și tu. Că stau cu ea în spital, mă ocup de tratament, de tot ce trebuie aici, cântă, că ai de onorat, meseria, zice, da, fă-ți treaba și... Am făcut treaba până în ultima moment, până când saturația s-a dus la zero. Cine te-a anunțat? Pe telefon. Eram pe telefon în permanență. Cum e? Saturație 80? Cum e? Saturație 60? Cum e? Saturație 20? Cum e? Nu mai e. Și am întors mașina la rondul de la Eforie Nord spre Saturn și eram cu acordeonistul meu în spate, că mergeam să cântăm, soțul conducea. Mi-am zis, tati, nu mai e mică. Soțul meu a pufnit în plâns, rău. Eu la fel, eram cu instrumentele în mașină. Deja știam că nu e foarte bine și până să plec spre cântare, pregătisem într-o geantă. Eu am acasă la Constanța numai haine colorate pentru vară. Port foarte colorat pentru toată vara și... Până să plec spre cântare, nici nu știu cum ce am pus pe mine atunci și cum am reușit să-mi pun ceva pe față, să... Pentru că ea de două săptămâni deja era în stadiul în care nu mai vorbea, nu mai spunea nimic, se dădea mâncare cu siringa prin venă și noi tot am, deci de două săptămâni e ok astăzi, poate și revină mâine, e ok astăzi, trăiește și astăzi, e ok și astăzi a trecut, e ok și astăzi a trecut. Eu am crezut că și astăzi va fi ca de două săptămâni și de-aia am plecat înspre. Da. Și... Dar deși sora mea mi-a spus, îi se spusese și ei că s-ar putea să nu reziste totuși astăzi. Tu du-te, sora, și dacă ei te anunț și... Parcă am simțit așa cumva și în casă când am scos valijoara aia așa, una mică, o valiză mică, căutam prin toate ținutele mele să caut negru și plângeam cu hainele alea și ziceam... Ce fac, Mico? Ce fac? Caut haine negre, Mico, în șifonier? Ce fac? Caut haine? Caut ce e negru să pun aici? Știi? E groaznic. Deci... No, și... Am plecat, ne-am întors, eram cu instrumentele în spate, i-am spus soțului, mă, zic, vezi că trebuie să fie portbagajul gol, că mergem și probabil vom avea de cărat diferite lucruri, pentru pomană, pentru cumpărături, pentru ce o să trebuiască. Am mers, am lăsat orgă, acordeon, mixer, ce avem noi toate instrumentele la o terasă, că soțul nu s-a zăpăcit, a parcat în fața casei. Eu stau chiar pe bulevardul principal al Constanței și zic, nu parca aici, în fața casei, să luăm copilul și bagajul, că trebuie să lăsăm, să mergem în Mamaia, să lăsăm scule și tot ce avem. Da. Ne-am dus în Mamaia, în Mamaia am ajuns și în fața terasei era un banner mare cu mine în mărime naturală. Și mă uitam la el și zic, astă seară nu mai vin să cânt aici. Mă uitam eu la ăla, zic, Mico, vin la tine. Am lăsat acolo, sculele au venit cei de la terasă, mi-au zis condoleanțe, eu plângeam. Lumea trecea, mă vedea și lumea în mașină, nu m-am dat jos din mașină. Au văzut cei de la terasă că a venit Liviu cu instrumentele și ce s-a întâmplat, ce minutare în mașină. Deci a decedat Mica, mergem spre Turnul Severin, au venit ei la mașină, lumea mă vedea că plângeam, vedeam și marea în față, că era chiar pe faleză terasa. Groaznic, să știi, un
un episod pe care o să l-ui toată viața mea. Și am plecat, ne-am întors la apartament să iau copilul și bagajul și să-i spun lui Marco. Marco era la calculator, se juca pe jocuri, pe niște jocuri, și când ne-a văzut, zice, ce e, mami, de ce v-ați întors? Și a spus, mami, zic, oprește jocul și că trebuie să te îmbraci, să te pregătești și să mergem, că Mica nu mai e. Mica îi spunea prințul meu și pianistul meu, băiatul meu e pianist la Lipati. Da, știu. Și el s-a ridicat așa în picioare și a zis, nu mai e? Nu a plâns, nu, doar s-a întristat așa, s-a schimbat la față foarte tare, cu ce mă îmbrac, ce iau. Nici eu nu, în fața lui, deja mă oprisem din plâns, știi? Deci nu m-am așa... Încerca să controlez. Da, nu. Și am luat ce am avut de luat și am plecat înspre Severin. Sora mea a zis, Minodora nu mai veni de la Timișoara, nu mai veni la Timișoara. Că zice, de la spital de aici o să iau eu sicriu, o îmbrac. Mi-a trimis poze cu ce o îmbracă, cu rochița cu care am îmbrăcat-o, dacă îmi place și mie. Greu. Groaznic, greu moment. Și când a ajuns acolo la țară și am văzut, a ajuns înainte mașina mortoară, înaintea sorei mele, a ajuns doar un șofer cu sicriu. Și a dat-o jos și a așteptat oticul cu niște vecini să băgăm în casă. Și când am văzut, zic, Micu, ai plecat pe picioare și zic, cum ai venit? Zic, m-am urlat. E greu. E groaznic. Ai stat doar tu cu ea deja când era decedată? Ai spus ceva? Am stat, mie nu-mi place să mă apropii de oameni decedați și nu mi-a plăcut să mai mă... Eu n-am putut... De ea, că da, am stat, dar, de exemplu, la final și când e să ții la revedere, știi, pui mâna sau îi săruți mâna, te apropii sau... Nu, eu n-am putut să mă să o ating. Mi-e teamă, în general. Am stat doar lângă ea, bineînțeles că am privit-o și am vorbit cu ea și i-am spus mereu, te iubesc, păpușa mea. Dragostea mea, frumoasa mea, am stat de vorbă, dar n-am putut să o ating. Mi-a fost frică. Mi-e frică. Sora mea, da. Sora mea e foarte curajoasă. Sora mea a fost acolo până în ultimul moment. Am îngăiat-o pe cap și i-a spus sora mea, culcă-te, Mico, culcă-te că ești obosită. Și a respirat așa pentru ultima dată, s-a văzut și... Sora mea a văzut asta, eu n-aș fi putut. Eu urlam, nu știu ce făceam. Nu. Probabil că soarta și-a ales să se întâmple așa, să fie sora ta și să nu fie. Dar nu puteam. Oricum mi s-a făcut rău la cimitir, la mormânt, mi s-a făcut rău. Am căzut efectiv jos și... E greu. Nu mai este, eu nu mai sunt aceeași persoană și nu o să mai fiu niciodată. Chiar dacă am băiatul și am pentru cine să lupt. Pentru soțul meu, pentru băiat, pentru familia mea, pentru Ticu, care a rămas singur și nu vrea să vină la noi deloc. Pentru că cimitirul este în spatele casei. Tatăl meu, da. Cimitirul este în spatele casei și Ticu a zis că stă să bea cafeaua cu ea și să fumeze o țigară și el stă acolo. Că el, dacă vine la București, el moare, că nu are ce să facă. Are 2 câini, 2 pisici, 15 găini. Mai aranjează via, se duce la Mica, prinde o lumânare și a zis că nu poate să vină la București, nu vrea. A refuzat. Și el, pentru el e perioadă grea. Da, este. Pentru toți. Da. Păi și Liviu a iubit-o foarte. Da, și Liviu a iubit-o și s-au... Deși primii 4-5 ani, mama fiind o fire foarte pretențioasă, pentru mama nu era bun niciun bărbat, știi? Greu s-a obișnuit cu Liviu, dar finalul a fost, ultimii ani au fost foarte, foarte fain și mama chiar îl iubea ca pe propriul copil, propriul băiat. Ca să trecem într-o notă mai așa, dar ce-i reproșa lui Liviu? Sau ce e prea moale. E prea moale. E mut. Ești prea mut. Era mai, ți-a spus mama, era mai... Fii dracu, mai înfipt așa. Fii mai bărbat, fii mai... Soțul meu e foarte... Îl știu. De la Turda, știi, de la Pia Turzică. E ardelean la bază. Crescut de la 4 ani în Timișoara. Și el este așa foarte, probabil, cum ați dat seama, dacă era și el ca mine, ce-am fi făcut când ne omoram amândoi. Are unul dintre noi, trebuia să fie mai moale. De aceea și rezistați și sunteți bine împreună. Da.
Și el, săracu, a trebuit să facă tot felul de lucruri să câștige dragostea soacrei. Să știi că nu s-a bătut foarte tare așa. A observat mama că am ales eu bine. În timp a observat. În timp și-a dat seama că este un băiat bun, că este un tip extraordinar, blând, cel mai bun tată pentru copilul nostru, cel mai bun soț care m-ar fi putut accepta, pentru că este dificil să trăiești cu mine. Eu sunt capricioasă. Sunt învățată de mică să fie totul numai cum vreau eu. Așa sunt și nu o să mă pot schimba niciodată. Sunt o răsfățată și dacă nu mă răsfață, cineva mă răsfăț singură și tot sunt răsfățată. Cum te răsfață, Liviu? Te mai răsfață acum? De câți ani sunteți deja împreună? 18 ani. Pe 1 martie vom face 19 ani. Dacă mă răsfață, Liviu? Da. Are grijă de mine să nu mă împiedic, să fie tot în spatele meu când sunt pe tocuri și merg la evenimente. Am învățat chestia asta într-un final, că o lua înainte și muream de nervi. Știe că nu-mi place să stau mai mult decât trebuie până intru în scenă. Știe niște, a învățat ce îmi place și are grijă de aspectele astea. Pentru că dacă îmi schimb vibe-ul înainte de a intra în scenă sau așa, nu e ok și eu trebuie să fiu ok. Să intri cu explozia, da, aceea, da, să nu-ți cu inima ies bună și așa, da, să nu fiu deranjată de ceva. Știe că îmi place să fie mașina curată. Și are grijă. Da, are grijă. Chestii care poate nu par mari. Dar sunt foarte importante, mai ales în meseria pe care pentru mine. Ordinea nu mai lasă lucrurile aruncate, deși noi avem o doamnă care se ocupă de menaj, vine de 3 ori pe săptămână și am putea să fim un pic mai aia, lasă că vine doamna mâine, știi? Nu! Eu nu suport să ne batem joc de munca omului și de să nu fie totul ok. Inclusiv copilul meu, dacă mănâncă 2 biscuiți, mănâncă cu, pe un șervețel sau cu o farfurie. Să nu facă firmituri. Da, să nu facă firmituri, deși ți-am spus. Nu știu, îmi place să fie totul în ordine. Spuneai la un moment dat că Liviu era gelos. I-a mai trecut din gelozie? Sau? I-a trecut... Dar de când am început eu să mai fac anumite schimbări de look și nu știu ce, am observat că... Cu cine vorbești? La ora asta. Ceea ce nu am prea mai fost. Sau cu iscri. Știi? Și am mai observat o chestie. Am intrat toată în studio, în birou. Așa. Avem studio acasă. Da. Și am observat că era pe pagina mea de Facebook și Instagram pe mesaje. Ce-i drept că eu pe Minodora oficial, cea cu biful albastru, acolo primesc mesaje și pentru evenimente, știi? Da, da, da. El cumva trebuie să vadă acolo. Trebuie să vadă. Dar mai vede și alte lucruri de la admirator. Da, vede de la... Da. Deci am observat că e un pic mai... Da, ceea ce nu e rău. Da. Nu-mi displace. Cum mă răsfață? A devenit mai atent, a devenit mai cu te iubescu și mai cu pupatul și mai că nu era. Nu era? Nu, nu era. Adică era o minune. Mă pupă soțul sau zice ceva. Nu. Deși el... din privire, mă privea admirativ și știam că îi place ce vede, că sunt aranjată sau așa, dar mă deranja. De multe ori spuneam, dar spune și tu, că zic degeaba, dar ce nu vezi? Dar ce nu știi? Ce nu simți? Da, da, nu simți, scoate pe gură, că una e să vezi și una e să mai vreau să aud, că poate nu văd, știi? Și acum și-a devenit mai așa și cu chestia asta. Sunt, are niște schimbări, dar să știi că ne-o trebuie mult. Sunt mulți ani deja. Da, având în vedere că deja sunt mulți ani de când sunteți împreună, cuplurile în ziua de astăzi nu mai rezistă așa mult. Voi cum reușiți să fiți sudați? Păi nu am fi reușit nici eu dacă nu mi-aș fi impus eu punctul de vedere. Pentru că bărbații au momente în care dorm pe ei, așa cum am spus și mai devreme. Și în momentul în care tot doarme cămașa pe tine... Și ce faci? Îl mai scuturi un pic? Nu, eu îi spun direct, ai grijă ce faci, că dacă dormi prea mult, s-ar putea să fii trezit de cineva și nu de mine. Tu ești geloasă? Foarte. Și îți dă motive? Nu. Doar glumind. Doar glumind. Și mă deranjează și așa. Și ce faci când te enervează? Iau foc. Ce îi spui? Nu mai fi nesimțit și nu mai spune așa, că cu tare, că și vorbind mă enervez singură. Și se naște cearta de nimic. El râde. Da. El râde, dar sunt geloasă și, apropo de subiectul ăsta, chiar intenționez să fac o melodie care să se intituleze Sunt geloasă. Foarte bine. Cred că n-a făcut nimeni cu chestia asta. Sunt geloasă și chiar asta voi face. Un cântec cu Sunt geloasă. Sunt convinsă că multe femei se vor regăsi, da, nu?
Dar crezi că gelozia asta stă și la... Adică este un ingredient ca iubirea să reziste? Ah, clar că da. Că clar că da, pentru că în momentul în care am văzut că doarme cămașa pe el, m-am mai luat de cap, de după gât, un tip pe la cântări, recurgi la tipuri de genul. Pe mine nu, pe mine nu doarme cămașa. Deci tu mai faci și gelos intenționat. Corect că da. Bun, asta e foarte bună, e o rețetă, doamnele să-și noteze. De ce nu? Asta spun, ai grijă că dacă nu mă vezi tu, mă poate vedea altcineva și cum îți dorești. Atâta timp cât eu întotdeauna te pup, te sărut, iubitul meu, frumosul meu, papii meu, dragul meu, că sunt dusă cu Pluta prea mult și copilului la fel îi fac, băi, poate nu la fel, că bărbații acum nu pot fi femei. Da, corect. Ok, da. Dar trebuie. Nu dormi pe tine, că și ei un dormi pic. Stai și stai rău. El pare un tip foarte liniștit. Este. Și ai și spus asta. Este. Păi și tu cu cine te cerți? Dacă ai nervi. Nu prea am cu cine să ce mă cert, pentru că îmi spune mereu, ok, am înțeles, te rog, liniștește-te, e ok, bine, mami, am înțeles. De la bani vă certați? Nu. De la bani nu. Niciodată. Da, ce? De la mărunțișuri, ceva? De la ce? De la... Că nu pune poate de multe ori problema cum trebuie vis-a-vis de evenimente, de antamarea evenimentelor. Așa. În studio, când imprimăm, când cântăm, facem piese, nu știu ce. Aveți păreri diferite. Dar asta e bine, pentru că din asta se naște varianta cea mai bună. De la ce ne mai certăm? Ne luăm. De la dacă nu e ordonat și se duce la bucătărie, la blatul de la bucătărie, unde totul este impecabil și aranjat așa, ca la carte, și își face un sandwich și lasă firmiturile alea tot de acolo. Adică de ce lași firmiturile alea după ce ai mâncat? Cum să ești un șervețel să faci așa și nu știu? E chestie de respect. Ai găsit așa? Lasă așa, te rog frumos. Sau dacă nu, roagă-mă pe mine să-ți fac sandwich-ul, că mi-o fac cu drag și cu plăcere, nu mi-e mare lucru și ți-l aduc eu așa cum trebuie. Cu un șervețel pe o farfurie, ai mâncat, pune farfuria în mașina de vase, că nu spălăm vase, s-a inventat mașina de vase, mulțumim, Doamne, de sănătate. Da, nu-mi lăsa. Și atunci mă apucă. Ori mă apucă, ori câteodată zic, ok, las că strâng eu. Dar depinde cum, în ce stare ești. Dar mai e gelos pe fosta ta relație de dinainte? Nu există așa ceva, la noi nu. Nu. Eu mai amintesc. Așa, de relațiile pe care le-a avut înainte de tine? Da, da, da. Eu da. După 18 ani? Așa, preventiv eu. Mamă, ce strategie ai, Minodora. Ca să aflu în treabă. Ca să-l ții acolo, da. În priză. Păi și ce îi spui? Mergem la Timișoara, dai de cutare. Care îți plăcea ție de ea. Aoleu, și-l tachinezi. Da. Și el ce zice? Doamne, și ceva a fost acum, nu știu cât. 100 de ani. Da. Bun, cum vă împărțiți? Că voi și munciți împreună și responsabilitățile astea legate de casă, de copil. Soțul meu nu face nimic. El este un rege. Mâncat, spălat, călcat, tot ce trebuie. Aia bine, aveți o femeie care vă ajută. O femeie care ne ajută, el doar muncește în studio și singurul lui job este să șofeze, să ducă băiatul la școală și să-l aducă. Și nu e un job ușor, pentru că pierde în jur de 4-5 ore pe zi dus întors copilul la școală. Da, un părinte trebuie să se sacrifice, din păcate, asta, cam așa se întâmplă. Atât face, el duce copilul la școală și în rest este servit, are ținutele așa, linie, totul, nu face nimic. Și eu fac... Foarte puțin, eu dau doar indicații, pentru că am o doamnă care se ocupă de menajul nostru. Mi se pare normal. Ar fi culmea să mai spăl și geamuri, să mai spăl și 3 WC-uri. Apropo de spălat geamuri, să știi, nu știu dacă îți mai amintești, le-am spălat odată împreună la tine acasă, într-un live, nu mai știu. Ba da, parcă. Acum vreo 10 ani. Nu că n-aș ști să fac sau cu tare, dar în primul rând trebuie să am întotdeauna unghiile impecabile, așa cum trebuie, că merg la evenimente, emisiuni și nu mă poate prinde să se întâmple ceva. Asta e un aspect foarte important pentru mine. În al doilea rând, mi se deteriorează mâinile. Bine, că nu-mi place să fac cu mânuși dacă fac treabă. Nu am timp, sunt obosită, nu știu ce. Și am zis așa, băi, frate, câștig niște bani. Bine valorifici timpul acela. Așa, să mă odihnesc, să-mi fac un masaj, să stau cu familia, să stau cu băiatul, să ascult o muzică, să gândesc un text, să nu știu ce să fac, să beau un pahar cu 2-3 prieteni și separat. De exemplu, uite o chestie care mi-e place foarte tare, doamna care muncește la noi în casă, când îi spun doamna, merg la Timișoara să cânt sau așa, e o doamnă atât de drăguță, rar am întâlnit așa, e o doamnă care spune, mergeți doamnă să cântească, dacă dumneavoastră aveți de muncă, avem și noi. Și se referă la ea, la grădinar,
la ce mai am eu prin, pe lângă mine, știi? Și așa, vorbă frumoasă, știi? Și chiar așa este. Pe lângă mine, de ce să nu mai asigur un salariu și altor oameni? Apropo de asta, că arăți foarte bine, mă recurgi la ceva intervenții? Nu, intervenții nu niciodată, însă recurg la hidratarea pielii. Așa. Față, corp, gomaje, măști, creme, cele mai bune. Investești în zona asta? Da. Și în machiaje de calitate. În tot ce pun pe față să fie de calitate, da. În ceea ce privește hainele, ai foarte multe, presupun. Foarte multe, da. Ai loc, ai un dressing... Am un dressing extrem de înghesuit, dar pus la punct. Am 32 de metri pătrați cu saci de haine. Multe haine de când eram foarte grasă, pentru că nu am găsit o persoană care să consideră eu că le merită. Lucrurile mele sunt lucruri foarte îngrijite și aș vrea să le văd la o fată care nu are posibilitatea să-și cumpere, dar care ar aprecia. Și n-am găsit încă persoana respectivă. Când o să găsesc o fată care, să zic, să simt că se bucură de aceste lucruri, eu o să le dau cu mare plăcere acelea, pentru că nu-mi doresc să mai ajung la kilogramele acelea vreodată. Și mai am și de acum, am și de când am fost și mai slabă decât sunt acum. Da, și la ce, cum vrei să fii? Cum ai fost, mai slabă sau cum ești acum? Cum sunt acum, cum sunt acum, pentru că mă dusesem prea mult și nu e ok să forțez nota. Să fii la 45 de ani ca la 25, n-ai cum niciodată. La anul, pe 1 martie, fac 45 de ani. Mulțumesc. Și mulțumesc frumos la fel, și ție, și lui Mădălin, și familiei, însă lucrurile forțate nu sunt ok niciodată. De exemplu, dintr-o parte, dacă stai și mă privești, aici undeva se vede o oarecare fostă gușă în care a stat grăsimea. Înțelegi? Eu încerc să fac masaje și așa, aș putea poate să recurg la o operație, la o... Sunt tot felul de chestii, să trage așa, să... Așa. Nu vreau, știi? Dar de ce nu vrei? Așa? Ce, ți-e frică de rezultat? Mi-e teamă să nu mi se strice fizionomia feței sau să nu-mi denaturez echipul. Uh-huh. Să se modifice trăsăturile. Da. Mi-e teamă de aspectul ăsta. Și atunci rămân așa. Înțelegi? Mai sunt niște lucruri care, de exemplu, știi, niște astea care merg... Nu știu, oricum arăți foarte bine. Mai merg foarte făcute bine lucruri. Da, deocamdată mă simt ok așa cum. Având în vedere că, sigur, pierzi și nopți, multe. Multe, da. Am cearcăne, am. Dacă te uiți... Da, dar totuși chipul tău arată foarte bine. Asta e și datorită genei. Am riduri de expresie și genei, da, că mama a fost frumoasă, mama mea, artista mea. Și mama a fost artistă, pianistă. Păi și Marco de acolo moștenește. Și tatăl meu chitarist. Deci, da, tu vii din familie cu tradiție. Toată lumea, da. Spune-mi despre Marco. Marco are mustăcioară. Așa. Este mai înalt decât mine. Eu nu l-am mai văzut de când De ce era mic. Să vin și cu el? Măcar să vină să vă salute, frumos, aranjat, primenit și l-aș fi adus. Vă saluta și ieșea din cadru, nu trebuia să stea neapărat, dar mi-ar fi plăcut plăcere să-l vezi. Vai. Este un cavaler, este foarte serios, nu-i mai place. Mami, te iubesc. Mama, 13 ani împliniți pe 24 septembrie. Deci la vârsta aceea, un pic dificilă. Da, hai mai mamă. S-a îngroșat vocea, E ok, e cu minte, are bun simț și dacă sare calul, îi ardună după cap și își revine. Ai măi, ce dai? Păi dacă ești nesimțit. Dar e cu minte, nu? Este. E cu minte. Dar mai are din astea... A avut. Eu îi spun... Hormonii, ce să faci? Nu. Există. Atenție, atitudine de cocalare. Alo, la un copil fiind, băi, băiatule, dacă ți-ar sta bine... Așa. Deci lăsa-mi pace, că sunt mama ta și văd cu ce stă bine și nu. Îți dau cuvântul meu, doamne, te rog să ai încredere în mine, mami, că nu te mint. Dacă ți-ar sta bine și te-ar coafa, băi, așa? Da. Dar la cât ești tu de fin, de delicat, ești un copil, chipul tău este într-un fel. Aliura ta, felul tău de a te îmbrăca. De exemplu, este o anumită firmă de haine, se îmbracă toți copiii, nu știu dacă pot să-i dau numele ca să nu fac reclamă. De astea mai hip-hop, mai cu largi, cu turul, nu știu cum. Copilul meu nu stă bine îmbrăcat așa. Lui stă bine cu o pereche de bluși clasici, poate cu un hanorac, cu nu știu ce, dar mai classical way, înțelegi? Da. Nu-i stă bine așa. E, nici atitudinea lui nu-i stă bine să fie așa. Și mai are de-astea și... E normal că vede la ceilalți. Nu știu ce vede, ce nu vede, a spus de ce trebuie să fii ca toți ceilalți. De ce nu ești ca tine?
ai comportament de cocalare și ai spune, eu direct, eu sunt o tipă foarte directă. Te rog frumos să-ți revii, că nu stă bine deloc și dacă nu-ți revii, ți-o iei. Alegi, cum alegi tu, așa facem, nu-i problemă. Și problema este felul următor, de când ce-a luat ultima dată, apropo de chestia că i-am tras vreo 2-3 după cap, așa. Că la, avertizasem cu treaba asta cam de vreo 2-3 luni înainte de vară. Înainte de iulie. Deci au fost niște avertizări. Da, da. Te rog frumos, controlează-ți tonalitatea, tonul face muzica. Vezi cum vorbești și cu mine și cu taică-tu că nu-mi place. Marco, atenție, Marco lasă gesturile că nu e ok. Marco, Marco de 3-4 luni. Apoi când a intrat în mâinile mele, nu trebuie să scoate nimeni. Înțeleg bine, acum nu voi să-și imagineze lumea, știi, că eu nu vreau să vă instig lumea la omorâți-vă copiii cu bătaia, să ne înțelegem, să nu vină vreo de-asta. Protecția copilului, dar nu vreo deșteaptă, știi că sunt deșteptele astea pământului, care, vai, copilul meu nu-l ating, lasă că unde dă mama crește, nu se întâmplă nimic. Și noi ne-am luat-o câte una după ceafa, așa, și nu s-a întâmplat nimic, nu ne-a mutat ceafa de la un loc. Nu, să nu-și imagineze lumea că omor copilul cu bătaia. Dar păi îi spui odată, îi spui de două ori și știi cum își revine. Băi, încerci cu frumosul, nu... Nu merge. Știi? Cu fetele a început să aibă simpatii? Da, a avut niște simpatii și a fost dezamăgit și nu i-a plăcut aspectul ăsta și a zis că nu mai dorește. Mai e... Da, e foarte, e foarte așa... Și l-am mai și întrebat că nu se ferește de mine sau ceva, discută totul foarte clar. Discută cu amândoi lucrurile. Dar vis-a-vis cu subiectul cu fetele cu mine. Așa. Cu notele la școală mai proaste, cu tata. Și vine și face toată traducerea ca să nu iau foc. Adică mă estompează. Cu fetele cu mine. Și l-am întrebat de curând, mami, nu se place nicio fată cu tare? Nu. Nu, nu, nu. Și cum a gestionat dezamăgirea în dragoste? Prima dezamăgire, practic. Trist, a fost trist. A fost trist. Atât de mult i-a plăcut această fată încât i-a dăruit, i-am adus de la Padova, de la biserica lui Sfântului Anton din Padova, i-am adus un set fosforescent de mătanie fosforescent, așa, și cu brățară. Și i-a dăruit brățărica aceea care era de la mine și o prețuia și era și sfântă de acolo adusă și i-a dăruit-o. Și atât de mult i-a plăcut fata respectivă. Și fata l-a dezamăgit că s-a pupat cu alt băiat. Dar au fost împreună, adică au avut o prietenie? Da, s-au și pupat. Că mi-a zis băiatul, mami, te-ai pupat cu ea, da. Wow, pe bune, cum? Da, eu, da, povestim. Păi, și tu ce ai spus despre această dezamăgire? Nu m-a băgat foarte mult cu discuțiile, am spus doar că nu este ok cum s-a comportat fata respectivă și l-am rugat pe soțul meu să discute cu problema. Și să explice că dacă o fată face așa, nu este o fată cum trebuie. Și a discutat soțul. Mai adânc subiectul, da. Cum o să fii ca soacră? Te-ai gândit? Du-te tu, ce am putut să pățesc? Tu știi? Nu. Să ne ferească Sfântul Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Vai, ce am pățit, măi, Cristi, no. Ia zi. Mă pun într-o seară, mă roagă băiatul meu, zice, mami, aș vrea ceva în gură. Adică ceva să iau în gură. Ceva... Da. Gen o gustărică, o gustare. Așa. Zice, ce îmi dai? Mă, zic, ce să-i fac eu la copil? Zic, îi fac ce-i plăcea lui dintotdeauna, când era mic. Așa. Copilul, știi? Dar chiar te invit după ce se gata emisiunea Pământului să te uiți la postarea asta, să te minunezi, mă. Nu se poate. Și mă duc, iubito, și iau două felii de pâine și le tai pătrate și pun un pic de cașcaval, pun un pic de salam și tai o roșie cherry pe jumătate, o pun peste pătrățica de pitucă, da, cu asta și un fig o scobitoare. Așa. Și fac acest platou, aceste pătrate, pe un tocător. Ok. Bă, este să văd dacă... Mi-ai făcut foarte curioasă acum ce s-a întâmplat. Nu, a fost război. Aoleu! Da, s-a declanșat un război. Stai să-mi dau, că nu mai știu ce codam. Păi, acum vreau să văd care e legătura cu cum o să fii când o să fii soacră. Du-te, mai Cristi, cum să pățesc tocmai eu așa ceva, mă, de la un amărât de platou și o amărâtă de glumă a pământului și a lumii? Așa, just for fun, că am pus platoul, mă. Mai Cristina, tu știi ce s-a făcut revoluție pe Facebook-ul? Păi ce s-a... Dar ce s-a întâmplat? De ce a sărit lumea? Stai să vezi. Nu le-a plăcut platoul sau ce? Da, platoul arăta impecabil.
Păi nu, pozele, la cum, vis. Mi l-ai descris, chiar arăta, deci, vă rog, foarte frumos. Deci vreau să se montează, nu? Da. A, să luați postarea și da, cu pozele, cu platou, mă, că e... Păi și de ce a luat foc? Mă, iubito, deci fii atent, descrierea și uită-te puțin. Deci descrierea, citește puțin, da, tu descrierea, da, te rog. Așa este servit băiatul meu, prințul meu, de către mama sa, adică eu. Poate dă Dumnezeu și viitoarea lui soție nu-l va servi la fel, că mă voi muta la ei. Nu de alta, dar o învăț cum se face. Să o învăț pe fată. Să o învăț, da. Pe fată să-i cum se face. Fetei, nu? Să-i arăt, să-i arăt altă, fetei, dar să-i arăt, da? Fetei. Să-i arăt fetei. Nu? Mamă, da, da, e ca la restaurant, da, de 5 stele. Da, un platou, hai mă, că da, zice, da, pitici. Da. Copilul meu spunea la astea pitici, la ăștia, știi? Ai, ce drăguț. Fii atent, așa. Vai de mine, păi... Să vezi lumea. Păi săracele fete, acum îți dai seama cum... Stai când să o să-l îndrăgostească, deci, de Marco? Deci 10.200 de like-uri, 1.100 de comentarii. Așa. Au și... sărit femeile. Și te-au certat? Da. Vai, păi de ce? Oricum ai spus-o și într-un spirit de glumă sau nu? Da, da, clar că da. Și dacă viitoarea soție, iubita lui Marco, nu o să facă platoul perfect, chiar de mult la ei? Știi că mă mut, bă, vai... Și ce m-a deranjat în toată ecuația asta cu seara asta? Că lumea nu mai știe de glumă, mă. Au luat-o în serios. Au luat-o în serios. Că vai, dar ce... Credeți, ai, ce... Mamele de fete au sărit. Dar mai bine ți înveți tu copilul să o servească pe ea. Dar mai... Atât de tristă... Deci... Tâmpitul de platou... Da, a generat... Atât de m-am întristat. Mi-a stricat toată seara. Pe cuvântul haos. Meu de onoare, mă, a generat haos, o glumă, un platou cu piticii lui Marco, da. Alții au luat-o, lumea n-are ce mânca și tu pui, ce pun, mă, pâine, o pâine cu salam, cu salam cu și cu... Pe bune. Ok, sunt și situații de acelea, dar acum... Zic, lumea, cei care n-au ce mânca și sunt atât de, cred că n-au nici telefon și nici, da, Facebook, pe de altă parte. Dar... Și la urmă... Da, în toată treaba asta m-a durut faptul că oamenii nu mai știu de glumă. Nu mai au simțul umorului. Tu ești o persoană care are simțul umorului foarte, da, dezvoltat. Da, mă, și se vede că am pus cu râs, da, acolo, normal. Și a spus, zic, mă, dar emoticoanele alea de râs și de cumecla aia care râde cu ochii închiși, nu vedeți că am glumit, că mă mut la copii, mă vedeți bătută în cap? Da, chiar... O să fii pregătită pentru momentul când Marco va fi... Mai iubita mea, eu o să fac pe dracu-n patru, cum se spune pe românește, și o să fiu prietenă cu Nora. Strategia. Păi asta e strategia. Și asta trebuie să fie strategia. Că o plac, că nu o plac, să dea Dumnezeu și bun Sfântul Dumnezeu să o plac. Să fie ok. De exemplu, uite, spun o chestie. Am decorat acum casa pentru toamnă. Nu de Halloween, de toamnă. De toamnă. Știu că tu ești, da, îți place foarte, da, mult. Este spectacol casa mea, Cristina. Dacă vezi cum arată, o reală plăcere. Cozy și o reală plăcere. Să stau seara și așa. Și am decorat de toamnă și... despachetând tot felul de lucruri pentru toamnă până să le pun pe poziție și printre care lumânărele și așa, îl întreb pe copilul meu și zic, Marco, mami, uite, a mai venit un pachet cu ce-am mai luat eu, frunze, ruginii, tot felul de chestii, zic, dacă tu, mami, o să ai o femeie, o soție care ea nu o să-i placă toate astea, să aprindă lumânări și bibelouri și tot felul de chestii ce pun eu, decorațiuni, zic, ce faci? Exact. Dacă o să, tu să-i spui să aranjeze un pic așa cum ai crescut tu, că tu așa copilul meu așa ai crescut și a zis că abia așteaptă Crăciunul acum, să decorez eu de sărbători, că la mine e poveste de sărbători și abia așteaptă. Zic, ce o să faci dacă muierea ta zic nu o să fie așa? Dar, cum să nu fie așa? O să zic că auzi, Marco, ia du-te tu la măta cu toate decorațiunile alea și așa și stai acolo că mie nu-mi trebuie toate nebuniile pe care le-a avut maică ta și cu tare, nu mă interesează. A, nu, nu există. Să se ducă ea la mama ei care nu i-a oferit o lumânare parfumată și n-a știut să facă, să fie o atmosferă frumoasă. Nu există așa ceva. Să se învețe. Băiatul meu foarte așa, știi? Da. Da. Și eu atunci, vis-a-vis de fată, o să încerc, mă, în general, acum cât de tristă ca persoană poate să fie. Acum mă gândesc că nu o să-și lăsa copilul meu cea mai tristă femeie de pe pământ să fie o femeie încât să nu poți să o în să o introduci. Nu, am vrut, mie îmi place foarte mult să vorbesc și în engleză. Da, și am vrut să zic involved, cum se zice? Să o implici. Așa, da. Bravo. Cât cum poate să fie femeia
Să nu zică lumea că-s bătută în cap, că-s nebună sau că sunt vreo figurantă cu engleza. Chiar îmi place pe bune, 3 românești, 2 engleze. De nebună că mi-e drag, nu de figuri. S-o implici în... Cum poate să o implic în... Deci, cum poate să fie o femeie? Că eu o să doresc să o implic în arta frumosului a vieții. Trai plăcut, curățenie, liniște, ordine, pace, cozy, adică totul plăcut, frumos, miros frumos în casă. Ceaiuri calde, un vin fiert, un joc, o glumă, o, nu știu, știi? Mă gândesc că n-are, cred că n-o la cea mai tristă femeie de pe pământ, astfel încât să nu pot să o stau da. De vorbă cu ea și să o fac, deci, să devenim prietene. Practic ăsta ar fi un aspect important. Și cum ar trebui, din punct de vedere fizic? A, nu fizic, ca la bărbați, un pic mai frumos ca dracu, știi? Nu. Interior, te placă lui? Să-i placă lui, ferească Dumnezeu, să niciun caz, nu. Iubito, să-i placă lui, nu mă interesează decât să aibă inima bună. Dar ai o să fie educată, să aibă măcar 12 clase la bază, să nu vină cu așa e unică, e mulți pești, e cu noi, vine și ele, să fie corectă, da. Românește, să aibă educație și să aibă inimă bună, să-mi iubească copilul. De restul, absolut totul se poate rezolva. Să aibă și bani? Nu, are bani, are bani soacra. N-am muncit o viață degeaba. Nopți pierdute și box în cap. Adică ar fi culmea. Da, ți-a mai fi dorit să ai copii? Da, mulți. În fiecare an un copil mi-aș fi dorit eu. Și? Dacă eram Gigi Becca, îi făceam. Și ce te-a oprit? Adică dacă ai fi avut bani și să nu fi nevoită să muncești? Adică să fi venit banii așa? Să fi fost din familie cu de oameni cu bani așa mulți. Da, făceam anul și copilul. Ți-ar fi plăcut să ai și fete? Da, noi, eu cu soțul inițial, primul copil, am dorit ca să fie fată. Așa am și zis că avem fată. Și a fost băiat. A fost băiat și acum ne place mai mult băiat decât fata acum. Da. Dar mi-aș fi dorit și fete, orice copil să fie și mulți. Iubesc copiii, sunt leșinată după copii. Și vine să-i pup, să-i strâng. Îmi plac copiii de culoare foarte mult mie, mulatri. Da, pe văd că și părul... Foarte mult, îmi plac oamenii de culoare. Păi, o să adopți. Da. Am întâlnit de curând o doamnă care nu stătea bine financiar. A fost o ceva de deschidere de ochi și de cap pentru mine, de minte. O doamnă care nu stătea foarte bine financiar și a adoptat 3 copii, aștepta rezultatul pentru actele pentru al 3-lea copil să adopte și nu era bine de norocire financiar foarte ok. Da, uite, ăsta un exemplu da. Foarte... Crede-mă că... Foarte tare. Da. Voiam să te întreb ce pasiuni mai are Marco, că el e un pianist foarte bun. Ce mai place așa și cu care tu nu ești de acord? Nu știu, poate... Jocurile astea jocuri. Sunt de acord. Pe toată lumea, toți copiii fac asta în ziua de astăzi. Asta nu-s de acord. Cu ochii în ecran și cu jocurile. Îi mai plac... Îi mai place îmbrăcămintea sport și am dezvoltat de când l-am tot obișnuit chestia asta cu parfumurile. Îi place să se parfumeze, am observat și îmi place treaba asta. Și îi plac hainele sport, Adidas și așa, nu știu ce, dar nu la modul să ceară sau așa, foarte rar. Cum gestionezi partea asta cu banii cu el? Nu, copilul meu nu. Cum, ce buget are, ce face? 20 de lei pe zi când se duce la școală. Dacă nu îi pun pachet, dacă îi pun pachet 2 sandvișuri și apă plată, n-are niciun leu la școală. Dacă nu apuc să-i pun, are 20 de lei. Pentru un sandviș, dar i-am spus sandvișul să fie pâine cu cașcaval și salam, ceva de la chioșcul școlii de acolo, dar natural. Și el ascultă. Marco nu face invers, nu face aiurea niciodată. Și îi spun mereu apă plată. Câteodată își mai ia ceai. Uh-huh. Dar deci nu e cu sucurile? Care... Nu foarte. Și nu foarte cu dulciurile. Și acum, la anii lui, mă întreabă dacă are voie dulce după ce mănâncă. El știe că are voie dulce după ce a mâncat. Minodora, celebritatea vine la pachet cu multe sacrificii. Ce ți-ai dorit să faci și nu poți face pentru că ești celebră? Îți plajă! Și nu știi răspunsul. De ce? Păi mă filmează lumea cu fundul în sus când mă plec că mi-a căzut telefonul din mână în nisip sau ceva și mă plec. Atunci am face o poză. Lumea mă posesează dacă mă duc în apă. Uitați-o ce celulită are, că e carnea fleașcă, că e știu eu. De-astea. Cred că s-au mai potolit lucrurile în zona asta. Niciodată nu s-au potolit și nu se vor potoli.
Da, bine, și în afară la fel. N-ai ce să faci. Da. Și ce faci tu? Nu mergi la plajă? Nu merg la plajă, nu. Ce să fac? Deci mă duc și fac plajă pe bloc. Nu știu, te duci, nu știu, în Grecia, pe vreo plajă cu stie. Mă duc în Dubai și m-am dus în Dubai, a venit unul la mine. Puteți să facem poză. Eu îi zic. Numai să nu puneți niciunde, zic. Deci nu poți să stai relaxat. Nu, și mi-ar place și mie să mă duc la hoteluri cu spa și să intru acolo în piscină și spa-uri de alea și mie îmi place să mă duc la mare și să-mi iau colac din ăla mare, mă, size de la mare, așa, de oameni mari, să stau în colac, că nu știu să not. Mi-ar plăcea să fac lucrurile astea, dar nu pot să le fac. Ai făcut investiții cu banii pe care i-ai câștigat din cariera ta? Am făcut investiții și numai proaste. Aoleu! Da. Am investit în apartamente și în lucruri în casă. Păi și de ce în apartamente au fost investițiile proaste? Am avut un apartament la Reșița pe care l-am vândut. Asta este să zici că nu sunt proaste investiții. Am un apartament la Constanța, căsuța asta. N-am făcut o investiție din care să am venit lunar. Intenționez să fac chestia asta, dar mie îmi place să fac o chestie și asta mi-aș dori să fac. Poate mă ajută Dumnezeu să fac asta. Dacă aș face chestia asta, sunt convinsă că aș avea succes. Aș face un restaurant cu program artistic, da, cu mese cu lumânare pe masă, seara, cu atmosferă romantică, cu bună dispoziție, dar neapărat cu program artistic, cu lumină nu foarte mare, nu lumină albă, lumină galbenă, cu ospătari, cu dantura la purtător, cu manicură, parfumați, aranjați, zâmbitori. Aș face o chestie de genul ăsta și sunt convinsă că aș avea succes. Dar știi că e foarte greu cu oamenii... Dar nu e imposibil. Nu. Oamenii sunt mulți pe pământ. Nu e unul, dă-i afară, iei pe altul. Tot găsești unul care e civilizat și până la urmă bagi mâna în buzunar. În momentul în care omul e plătit, găsești ce trebuie. Da, ai dreptate. Pentru că, din păcate, în zilele noastre toți vor să facă lucruri mari cu bani puțini, dar... Nu e ok, bagă mâna în buzunar dacă vrei să faci lucruri mari și le faci mari. Vinodora, în cadrul emisiunii noastre există acest moment, această tradiție, avem aceste două cutii. Mă, tot mă gândeam ce-s cu ele, ori îți dă decor, ori n-am apucat ceva cadou. Când tot am început să povestim, n-am apucat să-ți spun de la începutul emisiunii. Yeah. Uite, aici avem cutia roșie, care conține o întrebare mai directă din zona aceasta a sufletului, vieții, iubirii și așa mai departe. Și aici avem cutia aurie, care conține o întrebare despre bani. Despre bani? Te-ai necat. Da. Despre bani? Da. O să te invit să le deschizi pe rând. A, pe rând? Nu poți, da, să-mi aleg una? Nu. A, nu, că mă, de ce mi-ai pus două? Cine mi-ai pus întrebările pe aceeași cutie? Tot aia. Auzi, dacă vrei poți să nu le deschizi, dar îți spun, niciun invitat până acum nu a renunțat la... Ok, hai, nu, bine, nici eu, mă, cu ce începi? Cu banii? Cu orice, că tot aia. Hai. Let's go. Hai să vedem ce conține întrebarea. Ce să mai vedem? O citești și după aceea o să te rog să o arăți și la cameră. A, cât ai câștigat cel mai mult pentru o cântare? Bă, nici nu mai știu. Mult. Ține și nouă o sumă. Pentru o cântare? Peste 10.000 de euro, nu știu. Da. Bun. Și mai mult, da. Felicitări și ne ajută. Exact. A fost. Da, cu ani în urmă, noi vă imaginați că acum cu... Da, acum s-au mai schimbat prețurile, că dacă s-a scumpit totul ar trebui să... Onorariile, da, dar, onorariile. Dar ce mai luăm pe lângă, nu mai e la fel. Nu mai e la fel. Nu mai e la fel, nu. Bun, hai să trecem la cutia roșie, care conține o întrebare despre viață, din zona asta a sufletului. Viață, viață, ai atâtea daruri, dar nu-i niciunul ca și dragostea. Așa e. Știi? Da. Care este cea mai mare greșeală a vieții tale? A vieții mele? Dar poți să o și arăți la cameră. A, ce credeți, că vă minți? Niciodată nu vă minte, Vinodora. Așa. Cea mai mare greșeală a vieții mele. Ce ți-a părut ție rău că ai făcut sau că n-ai făcut sau că s-a întâmplat și că ai fi putut să schimbi? Că am stat prea mulți ani grasă. Și că n-ai luat atitudine. Yes, of course. Câți ani ai? Stat grasă? Da, mulți, nu? Dar grasă ce înseamnă? Că tu ai avut oricum... 100 de kilograme. 100 de kilograme. Și ar fi trebuit să iei atitudine mai... Of, da. Categorică, da. Dar ce nu... Ce lipsa de informație. Asta era problema. Da. Eu știu că la un moment dat făceai și sport, țineai și dietă. Lipsa de informație, lipsa de informație corectă. Și acum ai ajuns la un echilibru. Da, acum sunt foarte ok. Pe care știu ce am de făcut. Îl controlezi foarte bine. Pot să fiu grasă, pot să fiu slavă, când vreau. Mamă, ce tare. Sunt ce vreau, sunt cine vreau, când vreau, cum vreau.
Spune-le și... Nu spun, dar de ce să spun? Păi costă bani mult treaba asta. Bun, a, uite, idee de afacere. Da. Minodora. Nu mai eu trebuie să fac restaurant, să cânt la oameni acolo, să mâncăm, să bem. Eu cu măsură. Ai putea să transmiți acest secret al tău și celorlalți. Na, să faci un cabinet din ăsta... Iubito, intenționez să, după ce mă las de cântat, așa, în câțiva ani să... În câțiva ani te lași de cântat? Da, renunț. Păi mai apar bătrână, așa, nu mai ai niciun haz, fără ce noi... Ce bătrână? Man, păi, nu. Ești cool, exact cum am zis. Iubirea, deci, sunt cool, da. Arăți bine. Mi se pare că arăți cel mai bine de când da? Eu. Serios. La un moment dat, din punctul meu de vedere, e corect și frumos să te retragi în glorie. Asta vrei să faci, nu? Nu te retrage fosil, așa... Nu. Retrage-te când simți că nu mai poți să mergi nici pe tocul pătrat. Ai văzut-o pe Cher cum merge pe tocuri? Da. Când, știi, deci nu e imposibil. La un moment dat, cu vârsta, nu mai iei tocul subțire și așa. Iei de alea pătrate. Când simți că nu mai poți să mergi ok nici pe alea, trebuie să te retragi. Zici că în câțiva ani gata? Nu, mulți ani. Dar îmi voi face un... doresc să fac un cabinet de psihologie. De psihoterapie, pardon. Psihoterapie? Uh-huh. Și ce faci? Te apuci de cursuri? Chestii? M-am apucat de cursuri, m-am lăsat să studiez psihologia și în aeroport ieri am întâlnit o doamnă care este psiholog, profesor psiholog la facultate și când a auzit ideea mea și că am studiat și că m-am lăsat, că am renunțat, a renunțat datorită faptului că eu am vrut să dau la universitate, deci eu am vrut să fac o facultate pe bune. Și când am văzut... Serios, ai avut această intenție? Da, și am și studiat. Am studiat psihologia, manualul de clasa 10, l-am luat, am studiat, am început să lucrez, să iau ore privat și nu știu ce. Și când am văzut cât de greu se intră extrem, adică cu 9-60 pici, cazi. Deci este o concurență extrem de mare și așa și la milimetru. Nu-mi permitea timpul să învăț atât de... Asta a fost un aspect atât de adânc, de intens, de mult și concurența extrem de mare. Hai să zici că poate nu neapărat asta, însă am luat un pic orarul cu un an în urmă al elevilor care au intrat și am văzut ce înseamnă participarea la cursuri. Trebuie la să fii prezent, nu poți să faci la trebuie acesta. să fii prezent. Da. Dar nu mă las și... La un moment dat... Zicea doamna profesoră de Spiru Haret, care este, deci practic tot acolo ajung cumva, care este acreditată facultatea. Și poate că în iunie, când este examenul, dau. Îți ca urez... să am pata la mao la mână când mă las de cântat. Foarte bine. Să stau de vorbă, că vină oamenii pe la mine, să stau de vorbă, că ei să-i pun pe picioare. Da, așa să te îmbraci. Da, așa mă îmbrac și îi pun pe picioare, vin la mine la cabinet și spun în cazul lor, doamne, uite ce am pățit cu tare, și să vezi cum pleacă de la mine liniștiți și cu... Super tare. Oricum ai un vibe incredibil și e păcat să nu-l transmiți. Da, păi aia o să fac. Celor care au nevoie. Aia o să fac, eu mă lucrez. Îți dorim succes. A fost super plăcere de partea mea că am discutat cu tine și telespectatorii sunt convinsă că mulțumesc au să cu ochii lipiți pentru că te iubesc. Uite. Și eu vă mulțumesc că asculti, auzi melodia. Să știți, eu mulțumesc melodia pentru mama mea. Am făcut-o pentru mama mea și textul este pentru atunci când eu ajungeam acasă și coboram din mașină și mama era la etajul 4 și mă aștepta la etajul 4 și se uita și zic, mă așteaptă cu lacrimi în ochi și râde bucuroasă foc că am venit și visul i s-a împlinit, că ajungeam acasă. Da, să ascultați această piesă că este superbă, este pentru mama mea. Eu vreau să mulțumesc oamenilor de acasă și publicului că mă susțină, că mă iubește, că mă place așa cum sunt, cu bune, cu rele. Vreau să știe oamenii de acasă că eu nu sunt un om fandosit, că eu am fost un om foarte sărac, care nu a uitat de unde a plecat și care nu va uita niciodată, indiferent de cât va avea în tolbă, în sacoșă. Ești real, și că, Minodora. Da, sunt un om real și că ei mă ajută și îmi dau putere să cânt și să fiu în scenă și să mă aranjez, pentru voi mă aranjez să fiu frumoasă. Ce frumos! Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu îți mulțumesc, succes în continuare îți doresc! Salutărului Mădă și Petrei! O pupe pe pușa mea, cu părul creț! Artistă s-o faci, care are toate ingredientele, da! Are carismă, are pe vină în coace și omul care are pe vină în coace și trece de sticlă. Da, e păcat să nu valorifici. Corect, treaba. Da. Mulțumesc, dragi telespectatori, vă pup și ne revedem data viitoare.
oglindă mă privesc și mă uit la viața mea. Râd și plâng și iar zâmbesc. Nu a fost așa de rea. Au fost ploi și soare a fost. Eu prin toate am trecut. Toate au avut un rost. Aș lua-o iar de la început. Ce ne rămân în viață mai frumos sunt amintirile, clipele trăite, ce le port în suflet, visele. Și nici nu aș vrea. Să-i dau un schimb timpului ca să mai stea, că e mult prea trecător, chiar e un simplu călător. Oare cine ar putea să oprească timpul lor? Că parcă n-am trăit deloc. Ce ne rămân în viață mai frumos sunt amintirile, clipele trăite, ce le port în suflet, visele. Nu.